Revenind la meci, cum ai văzut prestația lui Ioani? A avut o prestație consistentă, cu ceva emoții la început de joc, ceea ce au fost perfect normale, pentru că nu este confortabil să schimbi echipa, să intri direct titular. Și aceste emoții au fost absolut normale, dar ceea ce a avut de rezolvat, a rezolvat și a făcut-o chiar foarte bine. Dacă să analizăm primul gol pe care l-a marcat, totul pleacă de la el. Te referi la acea respingere? La golul, nu, la golul pe care l-a marcat. Da, golul lui Papă, totul pleacă de la el. De ce? Pentru că intrând în poziția mingii, a ridicat capul, s-a uitat în față, a văzut că sunt două dueluri de 1 contra 1, a jucat mingea vertical, așezată pentru Hasani, a intrat El Shaoui, pasă pentru Papo și... Adică întreaga construcția golului a plecat practic de la el. Pleacă, dar a plecat de la el. Este, nu pot să zic un lucru remarcabil, dar este un lucru pozitiv. Oricum el este unul dintre portari care are un joc de picior mult peste media asta și datorită faptului că vine de la o echipă unde caracteristica principală era posesia și mingea la picior și construcția de la portar, dar ca toți ceilalți are și el mult de lucrat, mai mult la detalii, pe care sunt convins că împreună o să le punem la punct. Ceea ce mai vreau să punctez e faptul că noi suntem toți cei din club, suntem, nu pot să zic entuziasmați, dar suntem mulțumiți că este cu noi aici, am reușit să facem această mișcare, pentru că cu calitățile și talentul pe care are, împreună cu competențele noastre, reușim să ridicăm nivelul de performanță al tuturor. Și când vorbesc tuturor, mă refer la tot ceea ce înseamnă Rapid, pentru că el este astăzi ca campionul României. Sezonul trecut... Corect. El a venit din postura de campion. Chiar îi spuneam prima zi când ne-am întâlnit, fie ești campion, trebuie să ne dai și nouă rețeta. Pentru că știi deja cum se câștigă un campionat, pentru că abia ce ai câștigat. Deci la o vârstă foarte fragedă, Ioani a venit cu experiența unui campion, adică el poate povesti în vestiar cum e să iei campionatul. Păi da, pentru că a trecut deja prin experiența câștigării unui campionat. Și în momentul când s-au analizat toate profilele de portari, da? Bineînțeles că și acest factor a contat foarte mult, pentru că foarte multe profile am analizat. Dar ce profil de portar se căuta? Pentru că tu ai spus, sunt mai multe profile. Ce profile? Da, da, da. Un profil, da, care să apere. Am înțeles. Pentru că e portar. Prima caracteristică a unui portar trebuie să apere. Trebuie să plece de la apărat. Apropo de apărat. E confortabil și în jocul cu picior, este pasul următor. Da, în contextul în care Rapid și pe vremea lui Adi Mutu și pe vremea lui Cristianu Bergodi, este echipa care pleacă, începe construcția de la portar. Astăzi, nouă în tribună ne stau inimile. În general, astăzi fotbalul are această caracteristică. Am avut și o discuție cu foști colegi. Îți place de portar? Le spun, nu-mi displace. Mie îmi place foarte mult. Ai ce joc bun de picioare. Și vine răspunsul meu. Dacă are joc așa bun de picior, de ce nu-i dai tricou cu numărul 6? Să-l pui în fața apărării, să joace play, să treacă, să filtreze toate mingile. Portarul trebuie să apere, punct. Pentru că de aia s-a făcut portar. Corect, dar uite, citeam în biografia lui Johan Cruyff, care spunea la un moment dat, mi se pare când a ajuns la Barcelona, că atacul și primul atacant trebuie să fie portarul. Categoric. Adică faza de atac de la el trebuie să înceapă. Categoric. Cel mai bun exemplu
l-avem sâmbătă seara pe Arena Națională. Cu patru pase, patru pase am ajuns la poartă. Da. Dar revin și spun, prima caracteristică, trebuie să apere. Da. După aceea, că este confortabil să joace, să joace și cu piciorul, este, este partea a doua, este pasul următor. A Ioane are, are acest avantaj pentru că e confortabil cu mingea la picior, atât cu piciorul drept, cât și cu piciorul stâng. Da. E confortabil și când este o presiune a adversarului, deci din punctul ăsta de, de vedere nu, nu pot să zic că nu avem probleme, da? Dar are un plus, are un avantaj față de, față de toți, de toți ceilalți. Bineînțeles, sunt detalii la care, la care lucrăm, pe care o să le punem la punct, sunt convins de, de acest lucru, pentru că este de o disponibilitate și de din comun, are o, nu zic dorință, vrea să învețe, să învețe cât mai mult. Asta e mare lucru. Am remarcat la începutul meciului, a fost o bâlbă la noi în apărare, dacă îți mai amintești, și a avut o intervenție foarte bună a Ioanii. Cât crezi că a contat pentru moralul lui această intervenție și dacă l-a băgat în mână și dacă, Doamne ferește, ar fi picat un pic psihic dacă se lua gol atunci la început? Nu cred, din analiza pe care, de, pe care i-am făcut-o, da, el este un profil care gestionează, gestionează bine, nu zic foarte bine, gestionează bine eroarea. Da, adică reușește, reușește să treacă, să treacă peste. De ce? Pentru că discutând cu el ulterior, focusul trebuie, focusul lui este pentru mingea următoare. La vârsta pe care o are, conștientizează faptul că ok, a trecut, important e ceea ce fac acum. Adică mingea care este acum, ceea ce a fost, nu mai pot să, adică depășește până momentul. Da, repede. Deci gestionează bine, gestionează bine acest lucru și asta am văzut din imaginile analizate, pentru că erori a făcut și când era la Faro, erori a făcut și când era la Chindia. Nu, lumea nu trebuie să se gândească că din moment ce l-am luat pe Ioani la Rapid, Ioani nu e că a fost analizat doar în câteva meciuri, în ultimele meciuri pe care le-a jucat la Faro sau doar perioada Faro. Ioani a fost analizat din momentul, din momentul Chindia din Liga a doua. Deci unde meciurile erau mult mai dificile pentru el ca portar. Da, pentru că avea și vârsta pe care o avea, bineînțeles. Nivelul de intensitate era mult, este mult mai, mult mai jos față de, față de Liga I. Viteza cu care pleacă mingea din piciorul adversarilor este, este mult mai mică decât în Liga I, dar el a fost un profil analizat ca și toți ceilalți, de altfel, aproape de la începuturi. Am înțeles, deci s-a luat de la, de la început. Pentru că așa poți să-ți faci o idee cât mai clară, da, despre profilul analizat, pentru că îi vezi în perioada, în perioada analizată, poți să vezi și, și progresul. Da. Și poți să-ți dai seama cât a urcat. Da, cu competențele de, pe care le-am, poți să-mi dau seama, să văd, ok, este un profil care are o marjă de progres mare sau o marjă de progres mică și asta ți le dă, ți le dă imaginile vizionate, ți le dă meciurile pe care, pe care le, le vezi live, poți să-ți dai seama.